care este răsplătit. Nu, el este încă mașa roză, nu, el. Care a vorbit cu tine? La cât? Asta e Gabriela Preotesi de la ŞTV. Asta răstoia și de ce? Și vorbesc și da, ne auzim la un telefon, nu ne vedem. Sigur, cu drag. Eu pot la maxim 11:30, după aia plec din Iași. Da. Salut. Da. Salutare. Cum a bine? Bună. Cum vine cu Mabaica? După seara bine e toată cetățenie. Da, de când cu pandemia. Și la studii mă primesc foarte puține locuri pentru românii din preștiințe. Mă gândeam că nu ne mai vezi, că te împușcam acum. Știu. Ce-ați, mă? La studii foarte puține locuri pentru românii din preștiințe. M-am uitat, dau foarte puține locuri. Cumva dădeau și mai mult bursă și mai multe locuri pentru masterat, pentru doctorat. Acum sunt unii facultăți care nu dau specialități, nu dau niciun loc pentru românii. Din păcate. Asta e politica antinațională, să zice, se duce. Problema medicilor care au depus dosare. Medicii care au depus dosare, sunt mii de medici care au depus dosare la Ministerul Sănătății pentru echivalarea diplomei. Și câte și mai câte? Și nu te echivalează, am o care face studia și deja de 3.5 de pus dosarul la Ministerul Sănătății, se echivalează diploma și nu e echivalată. Doamna? Popovici. Îți ai uitat numele? Viitor primar la Holboca. Partidul la Neamul Românesc, comuna Holboca. Sper să avem o colaborare dacă sunteți din Basarabia, dar locuiesc în Iași. Unii locuiesc în Iași. Unii. Aici. Vă rog frumos, vreau să facem o colaborare mai apropiată, nu eu. Sunt căsătoriți, nu considerați că avem altă discuție. Auzi. O colaborare ca și partid și ca organizații să colaborăm mai mult, să ne aprofundăm în situația România, Republica Moldova. După aia să mergem să vorbim cu toți oamenii pe iarba de la Palade, acolo sau undeva, ca să stăm mai feriți, că noi tot am avut probleme și nu mai vreau să ne facem probleme. Noi ca și eu ca și vă, o să ne ducem acolo pe iarba la Palade, ca să fie aici. Auzi, Georgica, hai să facem un poate, facem mare bine reprezentativ. Știți să facem o poză? Nu, poți să facem o declarație. Hai să vorbim un pic, te rog, un minut. Mihai, lasă-ne cu înregistrarea ca să nu creadă că înregistrăm fără acordul lui. Ok. Dacă o să țineți, mai apropiat. Sunt mii de dosare care depus în România să abordează. Domnișoară sau doamnă? Doamnă. Sunt tema asta, că în România nu s-a ajung medici, dar stau mii de dosare la Ministerul Sănătății. Noi o să încercăm să facem. Noi o să încercăm să facem. Și de toți basarabenii care vor și echivalezi. Da, dar trebuie să-i abonăm, să discutăm cu ei, să colaborăm, pentru că una cu alta suntem frați, dar suntem dar ca mentalitate și ca gândire, cam tot aceea. Sunt din basarabeni care sunt foarte patrioți și eu care... Ar fi bine, ar fi... Nu v-am mai văzut de 2 ani. De
de la marș? De atunci de la marș? Da. Ah, de la marș, da. Știi că ne-au făcut probleme vama cu... Știu. Nu, acum în noiembrie anul trecut cu autobuzul albastru. Știu. Ne-au abordat.